Lucrarea de construcție a zidului de susținere a cimitirului Smârda va fi continuată. Hotărârea a fost aprobată de consilieri în cadrul celei mai recente ședințe ordinare a Consiliului Local. Asta după mai multe solicitări venite din partea cetățenilor ce locuiesc în zonă și a reportajelor realizate de TV Giurgiu legate de pericolul care îi pândea pe giurgiuveni de aici. Înaintea demarării lucrărilor de construcție, primăria va organiza o licitație. Zidul în valoare de aproape 10 miliarde de lei vechi va fi construit de firma ce va câștiga licitația. Acestea însă nu sunt singurele reparații care vor fi făcute în sezonul cald la cimitirul Smârda. Se va repara acoperișul pavilionului administrativ, se vor face lucrări de renovare, zugrăveli, gardul împrejmuitor care trebuie musai. Știu că în ședința de Consiliu Local s-a aprobat și continuarea, să zicem, zidului de susținere. Da, este un zid de susținere adiacent străzii Unirii. Acolo riscă într-adevăr ca mormintele să se surpe pe stradă. Și a rămas o porțiune de 400-500 de metri care trebuie neapărat construită, acea centură de beton, să evităm prăbușirea pământului. De reparații curente va beneficia și cimitirul Sfântul Gheorghe. Bugetul pe anul 2014 alocat pentru astfel de lucrări este de 400.000 de lei. Rămâne de văzut dacă lucrările de reparație în ceea ce privește cimitirul Smârda se vor demara și finaliza anul acesta sau se va repeta și aici cazul licitației de la Maiorescu.